Hei, te salut și mă bucur să ne revedem la un nou live. Sunt foarte, foarte entuziasmat pentru că este al cincelea live pe care îl fac și îmi doresc ca în fiecare sâmbătă seara de la ora 7 pe Facebook și ulterior pe YouTube să ne vedem într-un astfel de live și să interacționăm cât mai mult, să vorbim despre lucrurile pe care ne pasionează până la urmă pe amândoi, și pe mine cât și pe tine. Și în acest live este unul special pentru că o să fac un anunț. Un anunț, un lucru la care am lucrat ceva timp și de ceva timp încoace am lucrat la acest proiect nou pe care îl am și poți să vezi că este scris și aici pe tablă. Vorba despre noul meu e-book de introducere în securitate cibernetică și hacking. Vă salut pe toți, mulțumesc că sunteți aici, Ramon Năstase este numele meu și astăzi lansez acest e-book de introducere în securitate cibernetică și hacking, despre care o să vorbim imediat. Până atunci, am mai și eu laptopul, vreau să dau câteva share-uri pe Facebook, vă rog frumos, dați și voi share-uri pentru că vom vorbi lucruri foarte interesante. Vreau să vă răspund la întrebări, vreau să vorbim cât mai multe lucruri interactive, așa că mă scuzați un moment până dau și un share. Salut, Darius, mulțumesc că ești aici, ca de fiecare dată, în fiecare weekend ne vedem cu drag. Dați, vă rog, și voi un share acestui video, pentru că vreau să fiu mulți. Data trecută mi-a plăcut foarte mult că am fost peste 60 de persoane. Hai să ajungem la 80 de persoane de data aceasta. Sunt mega entuziasmat. Hai să vedem dacă s-ar încărca și Facebook-ul. Ok. Bun. Ok, am reușit primul share. Urmează încă unul. Vreo 2000 de persoane, mulțumesc, Angă, mulțumesc, așa, da, îmi place cum gândești. Mersi foarte mult, mai am încă un share de dat. Bun, chiar am avut mici probleme cu Facebook acesta la început, am intrat live chiar înainte de acest live pe care îl vedeți voi acum, am intrat live și la un moment dat Facebook a început să-mi facă update la aplicație. Și ghiciți ce, în momentul în care mi-a făcut update, mi-a crășuit live-ul. Deci eram în timpul live-ului și mi-a crășuit aplicația, m-a scos afară și a trebuit să reiau. Vă salut pe toți, Mihai, salut Cătălin, mă bucur că sunteți aici, Marian, salutare Alex, mersi mult că vă aflați în momentul acesta aici. Dragilor, după cum spuneam, în acest live vreau să interacționăm, să vorbim cât mai multe lucruri. Aștept întrebările voastre și în același timp am lansat și un e-book de introducere în securitate cibernetică și hacking. Dacă doriți să aflați mai multe informații, dacă doriți să-l achiziționați, îl găsiți în link-ul de mai sus. Practic despre ce e vorba, să vă faceți așa o idee. Lucrurile de bază când vine vorba de securitate cibernetică și de hacking, o să învățați lucruri care țin de partea asta de securitate. De exemplu, hackeri. Care-i treaba cu ei? Cum gândesc? Care este procesul de hacking? Pentru că partea aceasta nu vine omul pur și simplu și îți sparge site-ul dintr-o dată sau sparge NASA dintr-o dată. Există un proces foarte lung acolo care poate să dureze câteva luni prin care fiecare hacker trece pas cu pas, astfel încât, în primul rând, să afle mai multe informații, să poată să scaneze, să tragă diferite date de la anumite servere, ulterior merge prin procesul în care efectiv sparge acel server, apoi își menține accesul și, nu în ultimul rând, un lucru de care știu că și voi sunteți aware, partea aceea de acoperirea urmelor. Am venit, am spart, pe principiu mă duc la bancă, sparg o bancă, fur totul din bancă și acum trebuie să văd cum îmi acopăr urmele, da? Ceva de genul fac și hackerii. Și în cartea aceasta puteți găsi o grămadă de lucruri care țin de partea de criptografie, lucruri care țin de VPN-uri, scanări de rețele, atacuri, diferite atacuri, o să înțelegeți care e treaba cu atacurile acestea cibernetice, cum puteți să faceți atacuri cibernetice, da, vorbesc și acest lucru. Bineînțeles, o parte din aceste lucruri vor fi și pe partea de YouTube, o să găsim acolo, o să interacționăm și în următoarea perioadă, cam ăsta va fi focusul meu, voi merge tot mai mult pe această cale a securității cibernetice, pentru că, în primul rând, mă pasionează mult acest domeniu. Consider că este timpul să învăț cât mai multe și eu din acest domeniu. Am acumulat destul de mult în ultimii 7 ani, astfel încât să spun, ok, am un mic habar despre ce înseamnă IT și ce înseamnă tehnologie și acum este momentul să facem următorul pas, ceea ce vă recomand și vouă. Dacă doriți să faceți pasul în securitate cibernetică, am mai spus de o grămadă de ori și o să tot spun și o să o vedeți și în carte, este foarte, foarte important să
înțelegeți cum funcționează tehnologia. Lucrul ăsta este vital, este extrem, extrem de important, fraților. Să înțelegeți cum funcționează tehnologia. Dacă vreți să spargeți un site web, să înțelegeți ce se află acolo jos. Să știți că avem partea de Linux, să știți cum să o folosiți, să avem partea de baze de date, avem partea de servere web și așa mai departe. Să știți cum se configurează, să aveți un minim de habar, să știți să faceți un pic de troubleshooting. Ca în momentul în care sunteți pus în fața faptului împlinit, să puteți să profitați la maxim și să vă acoperiți urmele. Și un lucru pe care vreau să-l rețineți și care vreau să spun, nu încurajez hacking-ul. Eu încurajez hacking-ul și securitatea într-un mod etic. În modul în care fiecare dintre noi ne putem crea propriile laboratoare acasă, putem să vorbim cu diferite companii, să lucrăm la diferite companii care să ne permită acest lucru. Pentru că dacă începem să spargem și să facem o grămadă de nebuneli din astea, putem să avem probleme. Poate să vină SRI-ul, STS-ul, DICOT-ul la noi la ușă și nu ne dorim asta. Tot ce facem aici este for fun, for education purpose, da? Urmând ca aceste skill-uri pe care le adoptăm aici, pe care le învățăm, să mergem cu ele și să ne ducă, să ne propulseze la un alt nivel cariera noastră. Practic despre asta este vorba și asta îmi doresc de la fiecare dintre voi, să învățați cât mai multe lucruri care să vă ajute cât mai mult pe voi în cariera voastră și ce faceți zi de zi, pentru că până la urmă despre asta este vorba, să devenim cu toții mai buni, să învățăm cât mai multe lucruri, astfel încât să putem oferi mai mult. În momentul în care putem oferi mai mult, în momentul respectiv vom putea câștiga mai mult, mai mulți bani, un progres, mai mult respect din fața celor din jur. Astea sunt lucruri pe care pe fiecare dintre noi ne interesează în mod special. Poate nu sunt banii elementul cheie, factorul primordial pentru care facem lucrurile. Poate există și alte lucruri, poate dorim să fim în centrul atenției la muncă, poate dorim la școală, poate dorim la facultate, nu contează. Ideea este că oamenii vor oferi atenție, îi vor aprecia pe cei care sunt buni și care aduc un plus valoare în lumea aceasta. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne dezvoltăm și trebuie să creștem în mod constant. Dacă vom crește pe parcursul următorilor 10, 15, 20, 30 de ani, indiferent în ce domeniu, indiferent în ce situație sunteți acum, nu contează. Important este să aveți acel țel, acel lucru spre care voi tindeți. Da? Asta este părerea mea că e cel mai important. Să aveți acea viziune pentru voi, pentru cariera voastră, pentru familia voastră, pentru că este foarte important, având acea viziune, știind care este obiectivul suprem, să vă îndreptați în fiecare zi spre acel lucru. Hai să luăm câteva întrebări. Uite, îmi spune Alexandru. Salut, Ramon, ce părere ai despre ETTI București? Aș dori să cresc pe partea de rețelele de comunicații. Este o alegere bună, mă întreabă Alex, pot să spun că la ETTI o să înveți, dar o să înveți în anul 3 și în anul 4. E o facultate bună, e o alegere bună, numai unele persoane cu care am discutat la un moment dat au fost dezamăgite. Acum depinde foarte mult tu ce îți dorești. Dacă vrei să faci rețele sau telecomunicații, ți-aș sugera să nu te bazezi pe facultate. Asta este sfatul pe care pot să-l dau fiecăruia dintre voi care sunteți în situația asta. Fie sunteți la facultate, fie doriți să începeți o facultate, sunteți elevi terminați, fie doriți să vă reprofilați și nu știți dacă să faceți o facultate sau nu. Vă recomand să nu faceți o facultate, vă recomand să vă gândiți cam de ce abilități aveți nevoie. ETTI-ul poate să fie o alegere bună, numai aveți grijă să nu mergeți pentru una, două, trei chestii la facultate care se află în anul 3, se află în anul 4. Eu inițial așa am făcut. Am spus, wow, ce materii frumoase sunt la facultate, dar uite, când e? Păi în anul 3, respectiv în anul 4. Ok, hai să vedem ce. Și primii 2 ani mi-am rupt nervii la maximum pentru că nu făceam lucrurile care îmi plăceau mie cu adevărat. Pot să spun că pierdeam timpul cu diferite materii legate de matematică care pe mine în momentul respectiv nu m-au ajutat absolut deloc, nu mi-au dat un plus valoare. Deși eu în timpul meu liber învățam tot ce îmi doream, făceam Linux, făceam rețelistică, făceam lucruri care îmi plăceau, elementele care au fost la facultate pot să spun că la un moment dat chiar m-au împiedicat. Da? Deci să aveți asta în vedere. Învățând cum să ataci, vei ști și cum să te aperi, spune Bogdan. Dar într-o oarecare măsură este adevărat ceea ce spui. Mă întreabă Robert, consider că toate serverele din lume pot fi vulnerabile?
Asta e pe principiu cu omul. Omul e perfect în niciun caz. Un om, noi ca oameni nu suntem perfecți. Avem anumite vulnerabilități. Și dacă ar fi să luăm acest statement pe care l-am făcut și să-l transpunem în tehnic și în cod, pot să spun că serverele, codul din spatele serverului este făcut de oameni. Și dacă este făcut de oameni, înseamnă că are flaws. Are anumite momente în care e vulnerabil. Sunt anumite particele din acel cod care sunt vulnerabile și prin definiția asta, Robert, pot să spun că toate serverele din lume nu sunt securizate. Bineînțeles că există vulnerabilități. Un lucru pe care vreau să știți, dragilor, este că nu există securitate perfectă. Deci acest subiect îl puteți uita. Nu există securizarea perfectă. Cu cât un sistem este mai complex, cu atât partea de securitate este mai importantă și în același timp mai complexă. Aș putea să spun că singurul mod în care securitatea este perfectă e momentul în care avem un laptop, un desktop sau un telefon care nu e conectat la nici măcar la internet sau la nicio sursă de... la nicio sursă care să aibă de a face cu internetul. Atunci poate e securizat perfect, dar și în momentul respectiv, dacă vine cineva și spune USB-ul și USB-ul este virusat, bad luck, îți intră deja în sistem și poate să-ți facă o grămadă de chestii. Ok. Silviu mă întreabă, felicitări pentru carte, mulțumesc mult, Silviu, cuprinde și securitatea ICS. Nu știu la ce te referi la ICS în momentul ăsta, dacă poți să-mi dai puțin mai multe detalii, te rog. Ok, Marian mă întreabă, de unde aș putea obține o certificare CCNA? Cam cât costă cursurile și cât durează? Aș putea să obțin prin școlarizare online? Da, bineînțeles. Deci, dragilor, fiți atenți. Pe partea de certificare, hai să discutăm despre asta. O să discut puțin despre CCNA, dar vreau să discut un pic și de partea de securitate aici, da? Mai ales pentru că am scris acest e-book pe securitate și hacking și dacă doriți să începeți o carieră în partea de security, pentru că e la modă, pentru că se cere, pentru că observați și voi, tehnologiile se dezvoltă fantastic, într-un ritm extraordinar. Tot mai multe tehnologii apar noi și, caz concret, Bitcoin, blockchain, iată. Bitcoin sau criptomonedele sunt un exemplu de tehnologie care e la modă în momentul de față, dar din punct de vedere security cam are anumite flaws, mai ales dacă userul, dacă tu ca deținător de criptomonede nu ești foarte bine trainuit, nu ești foarte conștient de aspectul de securitate, banii pot să-ți fie foarte, foarte ușor furați de către diferiți hackeri. Deci, legat de certificări, dacă e să vorbim de CCNA, sau, pe partea de security, v-am mai tot spus eu, de CEH, Certified Ethical Hacker, aceste două certificări sunt cam la nivelul, aș putea să spun, mediu-ish, bază spre mediu, pe acolo. Ca și cum ai fi, hai să zicem, ca și cum acum ai fi anul 2 la facultate, ceva de genul le-am putea lua ca și comparații, da? Ambele, ai opțiunea să fie să mergi într-o academie, să faci cursul cu un instructor, fie să faci cursul online, fie să faci cursul de capul tău pe cont propriu, să înveți din anumite surse pe care le ai tu. În cazul acesta, nu este bătut în cuie. Nu e ca la liceu. Ca să-ți dai bacul, trebuie să treci prin tot liceul. Nu e așa. Îți alegi calea pe care vrei să iei. Aici e networking. Aici e security. Apropo, aș recomanda asta mai întâi, după care asta. Da? Deci asta ar fi flow pe care aș merge. Aș merge chiar pe CCNT, care este jumătate din materia CCNA, pentru că nu ai nevoie să cunoști la perfecție tot ce se mișcă aici. Apoi de aici poți să treci aici în security dacă îți dorești pe viitor. Având toate astea, te duci la Pearson VUE. Deci cei care doriți să vă dați certificări, vă rog frumos, notați-vă chestia asta, căutați și pe Google. Există compania asta, Pearson VUE, care cel mai probabil se află în orașul vostru. Dacă nu se află în orașul vostru, găsiți în diferite orașe. Aici, în Timișoara, există cel puțin 2-3 centre, în București, 10 de centre. Deci, există foarte multe locuri astfel de companie. Mergeți la compania asta și aici vă programați examenele online, vă dați toate examenele care doriți voi. Ce certificare vreți? Certificare le recomand mai ales în cazul în care nu aveți foarte multă experiență. Nu ați lucrat în domeniul IT, atunci vă recomand certificările pentru că o să vă ajute foarte mult, mai ales că, ok, dacă se uită omul în CV-ul vostru și vede că nu aveți nicio interacțiune cu domeniul IT,
S-ar putea să-și pune niște întrebări, deși voi știți și sunt convins de lucrul acesta, că aveți habar. Dar omul sau HR-ul poate să uite și să uite doar pe bază de keywords, face matching, să uite, bă, hai să văd, ăsta e ok, ăsta e ok, sau care dintre aceste skill-uri e necesar. Dar dacă vede un CCNA acolo, sau dacă vede mai bine un CEH, sau un Linux, sau orice altceva, atunci o să spună, ăsta văd că deși nu are experiență în IT, văd că și-a luat recent o certificare. Ia hai să trec la fapte, să-l sun. Da? Deci, ăsta este motivul pentru care o certificare vă poate ajuta. Asta, bineînțeles, dacă mai credeți în ideea în care am nevoie de o diplomă pentru a mă angaja, ceea ce, în opinia mea, este fals. Aveți nevoie de o recomandare, eventual, ca să intrați la HR. Scopul vostru este să intrați la HR, să arătați că sunteți motivați, iar apoi să treceți la următorul nivel. Asta este părerea mea. Sper că ți-am răspuns la întrebare, Marian, sper că ți-am răspuns la întrebare, sper că ați înțeles și voi, restul care mă urmăriți aici, lucrul acesta. Deci, Pearson, vă căutați pe Google. Aici, în cazul ăsta, este EC Council, cred că așa se scrie, EC Council, puteți să căutați. CEH-ul nu se dă prin Pearson, au ei un alt sistem propriu al lor. Recomand cursurile școlii IT School din Timișoara pentru programare Java? Pentru programare, tot ce ține de programare, nu vă recomand neapărat o școală să faceți, ci dacă doriți să învățați programare în orice are, doriți să mergeți, vă recomand în primul rând să vă luați un curs. Aveți o grămadă de opțiuni, eu am un curs pe Python, puteți să găsiți în alte părți cursuri despre, nu știu, Java și, apropo, pe canalul de YouTube urmează în curând și tutorial despre Java și în vară probabil și Android. Deci aveți o grămadă de opțiuni pe care le puteți lua. Ideea este, luați un curs, învățați voi singuri acasă pentru că puteți, nu va fi foarte greu să învățați și, fraților, luați-vă proiecte. Puneți mâna și faceți proiecte. Faceți proiecte pentru voi, care să rezolve o problemă pentru voi. Pentru că numai așa o să învățați. Dacă voi faceți proiectele voastre, altfel foarte dificil. Pentru că la un curs, cam ce faci? Înveți sintaxa programului, înveți cuvintele. Ca și cum te duce la un curs de limba română și acolo înveți doar abecedarul. Ai învățat literele și poate câteva pronunții, cam atât. Dacă să înveți limba aceea cu adevărat, trebuie să o vorbești. La fel este și cu programarea. Trebuie să vorbești acea limbă, adică trebuie să scrii în mod constant. V-aș sugera, dacă doriți să învățați programare, 1. Sunteți la început, atunci încercați să învățați sintaxa, să aveți habar de ea, după care mergeți și citiți cod. Găsiți o grămadă de proiecte open source pe internet, căutați, nu știu, proiect Java sau ceva de genul, sau Open Source Java Project pe Google. Căutați, probabil găsiți pe GitHub. GitHub este locul în care o bună parte din proiectele open source sunt stocate, este un repository online. Veniți aici pe GitHub și pe GitHub puteți să găsiți acele proiecte, fie că este vorba de, să zicem, Java, JavaScript, că e Python, că e ce vreți voi. Da? Ideea este, la început, după ce ați învățat sintaxa, să nu vă apucați să scrieți neapărat cod, ci să vă uitați la chestiile astea, iar în momentul ăsta să încercați să înțelegeți codul. Asta ar fi recomandarea mea. Luați codul ăsta și cel care îl găsiți pe site și încercați, fraților, să-l înțelegeți, pentru că așa o să vă învățați să citiți programarea, să vă dați seama cam care treaba și o să înceapă aici să funcționeze câteva lucruri, să se miște biblica respectivă și să vă dați seama și ce face codul ăla. Puneți-vă întrebări în mod constant, apoi încercați eventual să reproduceți, chiar să modificați câteva bucățele și așa. Ușor, 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 în 6-12 luni o să se prindă programarea de voi. Important este să o faceți zi de zi. Ce părere am de certificările de la V3 School? Sincer, am văzut certificările de la V3 School, mă întreabă Mihai. Nu știu ce să spun, sincer. Eu, programarea web, o mică parte, nu pot să spun că sunt expert în programare web, am un habar. Pot să spun că am învățat-o căutând mult pe Google și încercând constant să schimb lucrurile. Să-ți faci o idee, Mihai, deci pe V3 School, acolo în general, înveți web, da? Programare web. Fraților, eu în ultimele 9 luni mi-am schimbat site-ul, cred că de 3 ori. Și urmează săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni să-l mai schimb încă o dată, să-i fac încă un upgrade, un refresh mult mai bun de data aceasta, da? Deci, important este să faci lucrurile din ce în ce mai bine, să iterezi. Fă-ți propriul site și odată ce îți faci propriul site, o să vezi cum
o să vrei să-l faci mai bun. Mă întreabă Luci, salut Luci, salut Ramon, cum este conținutul acestei cărți versus ceea ce cuprinde cursul de securitate cibernetică de pe ramonastase.ro? Deci, să vă explic care e treaba. Am un curs care se numește Introducere în securitate cibernetică și hacking. Acel curs, deocamdată, mă gândesc să îl opresc, vreau să fac o listă de preînscriere, cursul îl voi lansa puțin mai încolo. El încă este pe site, dar mă gândeam să îl opresc, să opresc înscrierile acolo și vreau să îmbunătățesc foarte mult acel curs. Cartea de introducere în securitate și hacking este o mică bucățică din acel curs, pentru că în acel curs o să vă duc pas cu pas prin fiecare element ca să înțelegeți exact cum trebuie să faceți hacking. Cursul acela va fi foarte, foarte mult axat pe parte practică, pe format de laboratoare, pe venit cu echipamente reale și efectiv testat și dat în capul acelor echipamente ca să înțelegeți cu adevărat ce faceți acolo. Da? Cursul va fi unul foarte complex și probabil că îl voi relansa undeva la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Da? Vreau să-mi dedic timp ca să lucrez și să fac cel mai bun curs de pe piața din România. Asta este obiectivul meu și asta vreau să fac cu fiecare cursul și acum în ultimul timp am zis, ok, hai că vreau să upgrade-uesc tot ceea ce fac, să duc la un cu totul alt nivel, să fie mult mai bune, să fie cele mai bune, astfel încât să vă ajute pe voi fantastic de mult. Deci, introducerea în securitate cibernetică consider că este primul pas dacă doriți să învățați securitate, după care puteți să mergeți mai departe pe cursul pe care îl voi lansa pe site. Între timp voi face și tutoriale pe YouTube, deci aveți o gamă variată de produse, cum e vorba aceea. Dar înainte de asta, fraților, v-am mai spus, învățați rețele, învățați Linux, învățați programare, învățați lucrurile acestea ca să aveți habar. Mă întreabă John Sebastian, salut Ramon, o întrebare, poți rula un server pe layer 2 din OSI ca să nu aibă o adresă IP? Sebastian, înțeleg întrebarea ta, te refer dacă te poți folosi doar de Mac. Nu te poți folosi doar de Mac pentru că aplicația va avea nevoie de adresa IP. Deci aplicația va fi layer 7, Mac-ul îl va folosi doar switch-ul. Deci într-o rețea normală, switch-ul este un dispozitiv layer 2 care folosește Mac-uri. Switch-ul nu știe despre IP, deci dacă ați văzut switch-uri, sunt anumite switch-uri speciale, layer 3 care cunosc IP-uri, dar în general switch-ul habar n-are ce în IP, el lucrează doar cu adrese Mac. Iar dacă tu aici ai un server care el are doar adrese MAC și nu are IP și aici ai un calculator, calculatorul ăsta are nevoie de IP-ul ăsta ca un reference point. Deși aici, în comunicarea la nivel de rețea, se folosește MAC-ul, dar aplicația care rulează pe acest calculator are nevoie de o adresă IP. Nu poți să-i dai o adresă MAC, deci trebuie să-i dai o adresă IP și astfel nu poți să rulezi doar cu o adresă MAC și fără IP. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Andrei Emanuel, aș dori să cumpăr cartea de securitate. Aș dori să cumpăr cartea de securitate. Cum este treaba cu euplătesc.ro? Pe site am un intermediator de plăți online care este foarte cunoscut și foarte securizat în România. Se numește euplătesc.ro. În momentul în care doriți să achiziționați cartea, o adăugați în coș, mergeți în checkout, acolo plasați comanda și alegeți opțiunea pe care doriți să cumpărați. Aveți fie transfer bancar, fie plata online cu cardul. Euplătesc.ro este un serviciu, vă va redirecționa de pe site-ul meu pe acel site, site-ul lor, vă introduceți informațiile bancare, totul merge la ei, nimic nu este stocat la mine, totul este criptat, totul este securizat la maxim. Da? Și după aceea faceți plata, vă redirectează pe site și puteți să descărcați imediat link-ul, imediat cartea. Ok? Alex mă întreabă, unde pot obține OSCP sau CEH? Alex, am vorbit aici puțin mai devreme despre CEH sau despre OSCP nu am vorbit. Îți recomand să studiezi OSCP-ul, caută pe Google. O să vezi, sunt diferite organizații care practic au creat această certificare și eu, de exemplu, pot să vin și să-mi creez certificarea Ramon Năstase, da? You are Ramon Năstase Certified. You are a Certified Hacker in Ramon Năstase Technology sau ceva de genul. Practic îmi creez o organizație care să certifice o persoană pe X. Pur și simplu faci research pe net,
găsește materialul, începe să studiezi și cred că îți dai examenul la ei sau prin person vuie, da? Am vorbit de acest proces mai devreme. Ok? Da, ordonanța de la DICOT se pune, bun. Sper că v-a ajutat ceea ce v-am spus. Vă rog frumos, dați niște like-uri și, bineînțeles, apreciez foarte mult comentariile voastre. Mulțumesc că sunteți aici. Vă rog frumos, dați și share-uri acestui video dacă considerați că v-a ajutat, că vă ajută și dacă îi vor ajuta și pe alții. Vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți aici. Ok. Salut, Eddie, bine ai venit. Securizat maxim, nu știu la ce te referi aici, Bogdan. Păi, na, e un termen. Ca și, mai știți termenul ăla pe care am fost și săptămâna trecută? Hashtag a lot of muncă. Unul dintre voi, am auzat maxim, unul dintre voi l-ați folosit și chiar și pe YouTube. A fost absolut genial. Am râs în hohote. Ați dat acolo câteva comentarii super tari. Hashtag a lot of muncă, da. Bun. Mulțumesc și eu. Ok. Cam astea ar fi câteva elemente despre care, dacă mai aveți întrebări, vă răspund cu drag. Să vă mai spun puțin și despre cartea asta pe care am lansat-o astăzi, Introducere în securitate și hacking. Practic este vorba de... Da, Bogdan, am înțeles, eu plătesc, mi-am dat seama. Practic este vorba de o carte care are peste 80 de pagini cu explicații atât teoretice cât și practice despre securitate cibernetică. O să învățați elementele de bază care țin de securitate cibernetică și elementele de bază care țin de hacking. De la instalarea Kali Linux, la modul în care puteți să scanați rețeaua, la modul în care puteți să faceți diferite atacuri la nivel de bază de date, atacuri la nivel de denial of service, cum să dau într-un coleg care fie la cămin, fie în altă parte, să-l sudez. Dar vă recomand să nu faceți asta, pentru că eu, prin această carte, doresc în primul rând să promovez hacking-ul etic și să promovez faptul că fiecare dintre noi putem să învățăm mai multe și să fim mai conștienți de lucrurile care există în jurul nostru. Da? Și prin această carte consider că vă voi ajuta să înțelegeți care este modul de gândire a unui hacker, de ce să nu faci partea mai puțin etică a lucrurilor și, practic, cum să începi ușor-ușor o carieră în acest domeniu, dacă îți dorești așa ceva. Care sunt cele mai bune certificări pentru web development? Munca. Asta pot să spun că e cea mai bună certificare. În programare nu recomand certificări. Nu recomand certificări pe partea de programare pentru că, de obicei... Ai de făcut lucruri foarte variate. Eu am încercat la un moment dat să-mi dau certificare în Java, dar pot să spun că la certificarea respectivă nu am avut absolut nicio treabă cu scrisul codului. Pur și simplu mi s-a dat anumit cod și trebuia să răspund pe baza unor întrebări la A, B, C, D, ce părere am despre ce se întâmplă în codul respectiv. Pe partea asta mi-am cam schimbat puțin părerea, am mai vorbit și cu câțiva angajatori și pe ei nu interesează certificarea, ei interesează portofoliul tău și v-am mai spus despre asta. Deci, în momentul în care vrei să te angajezi ca și developer, vrei software developer, vrei să faci orice altceva sau dacă vrei să intri în IT, îți recomand o cale poate puțin mai ușoară, fie helpdesk, fie quality assurance, adică tester. În general, când e vorba de development și de software, asta e mama și tata lor, GitHub. Adică GitHub-ul tău, să ai tu un portofoliu acolo, în GitHub, în care să efectiv să vii cu aplicațiile și lucrurile pe care le-ai făcut tu. Da? Asta este certificarea când vine vorba de programare. Îți scrii în acest GitHub, de fapt îți scrii tu codul, îți faci proiectele, le urci pe GitHub și în momentul în care mergi să te angajezi și te întreabă, păi ce ai făcut? Păi uite, astea sunt toate lucrurile pe care le-am creat, lucrurile la care am lucrat, proiectele mele. De exemplu, ăsta este un mod în care cei de la Google, cei de la Facebook, cei de la orice altceva, Instagram, Twitter, you name it, practic intervievează și sunt atenți în momentul în care obțin CV-ul cuiva, pentru că se uită foarte mult la acest lucru. Eu în momentul în care am aplicat la Google, am aplicat la Facebook, am aplicat la Dropbox, am aplicat la toate firmele acestea mari, pe mine nu m-au acceptat pentru că GitHub-ul meu nu era builduit, nu aveam un portofoliu acolo. Aveam câteva proiecte la care am lucrat, dar nu era ceva wow.
în schimb, colegii mei care s-au focusat mai mult pe treaba asta au avut portofoliile foarte wow, au avut repozitorii fantastice și au lucrat foarte mult la diferite proiecte. Și le-au urcat pe GitHub. Și ei au fost văzuți și au ajuns mult mai repede să obțină acel job la Google sau la Twitter sau la Facebook sau la o grămadă de alte firme pe care nici nu pot să le număr pentru că sunt atât de multe și o parte din colegii mei de la facultate au ajuns la aceste firme. Ok? Edi mă întreabă dacă voi participa la vreun CTF din România sau la vreo conferință gen Troopers. Da, îmi doresc începând din acest an să particip la mai multe conferințe de securitate și îmi doresc ca vara, undeva în iunie, dacă nu mă înșel, există o competiție națională de cyber security. Mă pregătesc, să fiu sincer, pentru acea competiție și îmi doresc să particip acolo. Chiar mi-aș dori să ajung în lotul național și să reprezint România împreună cu alți colegi la finala pe Europa, pentru că anul trecut au avut rezultate foarte bine, au ieșit chiar locul 2, dacă nu mă înșel. Cred că locul 2 și cu un an înainte tot așa, top 3. Deci rezultate fantastice și îmi doresc și eu acest lucru. Am mai avut astfel de performanțe la nivel național locul 1 și la nivel internațional locul 3 pe partea de rețelistică, când încă eram în liceu. Andrei mă întreabă dacă am în viitor un gând să scriu e-book pe partea de criptografie. Tocmai l-am scris. În e-book-ul Introducere în securitate și hacking am un capitol în care vorbesc exclusiv de criptografie și despre toate conceptele care țin de criptografie și anume, bine, în mare, pentru că se scriu o grămadă de cărți. Dar eu am scris acolo lucrurile pe care să le înțelegi, să înțelegi fundamentul și cum funcționează criptografia. Criptografia, în general, se împarte în, aș putea să spun, trei categorii mari. Ar fi partea de încripție, deci partea de criptare, partea de stabilirea integrității și partea de autentificare. Partea de criptare o știți și voi. În momentul în care avem un fișier, fișierul acela îl criptăm și nimeni nu poate să vadă ce e acolo. Dar, dacă nu pot să văd ce e acolo, gândiți-vă la o cutie, ca la o cutie. Încerc acum să-mi dau seama. Hai să luăm cartea asta. Să luăm cartea asta, da? Deci cartea asta de aici. Gândiți-vă că asta ar fi o cutie. Păi, dacă eu nu văd ce se află în cutia asta, asta nu înseamnă că pot să vin aici și să trag de ele și să rup? Ba da, pot să trag de aceste foi și să rup. Păi, așa funcționează și criptarea. Îmi ascunde, nu pot să văd ce e înăuntru, dar pot să vin aici și să mai modific ceva. Mai pot să rup din foaie, mai pot să deteriorez această cutie. E bine, dacă avem doar criptare și atât, nu ajunge. Mai avem nevoie și de elementul următor, care ține de integritate. Adică să mă asigur că pachetul, în momentul în care a plecat de la sursă, este la fel și la destinație. Un caz real de stabilire a integrității este, de exemplu, când mergeți la eMAG, vă faceți cumpărăturile online sau pe orice alt shop vă faceți, eMAG-ul, dau exemplu eMAG-ul, are acolo cu deschide, garantat poți să deschizi la livrare sau ceva de genul. În momentul respectiv, aia înseamnă să te asiguri că pachetul e integru. Te uiți. Când în momentul în care l-au trimis, trebuie să aibă o anumită calitate, să fie un fel. Când îl primești, te asiguri dacă e la fel și dacă nu, poți să returnezi. E bine, pe principiul ăsta funcționează integritatea când vine vorba de criptografie. Și al treilea element ține de autentificare. Autentificarea în mare se poate face, să zicem, în două moduri. Fie autentificare în factori, adică user și parolă, probabil că ați auzit de principiul de two-factor authentication, autentificare prin mai mulți factori. Cum e? User și parolă, asta e o chestie pe care o știi. Un lucru pe care îl știu, eu, tu, oricine din jur, avem un user și parolă în minte. De obicei, e-mail-ul și o parolă. Ok. Pe lângă asta, mai putem să avem, deci asta este ceea ce știm. Poate să fie autentificare prin ceea ce ești, ceea ce suntem. Adică, cum e iPhone X, autentificare, îți scanează fața, te autentifică pe dispozitiv. Cum este, am vrut să-mi căutam telefonul, dar Doamne iartă, îmi filmez de pe telefon. Ok. Cum este mai nou de câțiva ani, autentificarea biometrică prin amprentă, da? Pe iPhone-ul sau pe alte tipuri de, telefoane. Asta este, reprezintă ceea ce ești. Poți prin salivă să te autentifici în anumite locuri. Apoi, se poate face autentificare pe bază de locație. Îți dau acces în locul respectiv doar dacă te afli, nu știu, în București, în piața universității.
și alte moduri în continuare, pe bază de, am spus, locație, pe bază de ceea ce știi, pe bază de ceea ce ești, pe bază de momentul în timp și pe bază de ceea ce ai. Mulți dintre voi, poate aveți la bancă, aveți acel sistem de online banking. E bine, când aveți sistemul acela de online banking, cum vă autentificați acolo? Păi, de obicei, este un user, o parolă și mai apare un SMS, vi se trimite prin SMS sau aveți un token. E bine, acela este un exemplu de autentificare prin doi factori. De exemplu, în momentul în care te conectezi la Google, în contul de Google, poți optezi dacă vrei doi factor authentication sau vrei numai cu user și parolă. Doi factor authentication, din nou, înseamnă că am user, parolă și am SMS. Da? Ăsta este un exemplu. Ok, astea sunt câteva exemple și, bineînțeles, există cel mai securizat mod, ca să spun așa, cel prin certificate digitale, da? Care ne identifică pe noi în mod unic în internet, să spun așa, ca entitate, ca organizație. Astea sunt câteva exemple de criptografie despre care am discutat și în cartea mea despre securitate cibernetică și hacking. Bun, Silviu, revin cu întrebarea. Cartea conține și noțiuni de securitate a sistemelor de control industriale sau cel puțin abordez acest subiect? Nu, nu Silviu, nu abordez acest subiect în carte. Ok, e cu membership GitHub, mă întreabă Bogdan. GitHub-ul e free dacă repozitoriu, adică baza de date pe care îți pui tu codul, este publică. Adică poți ai două baze de date în care pui codul, poate lucrezi la un proiect, lucrezi la un business și nu vrei să pui codul să aibă oricine acces la codul respectiv. Și atunci, ce faci? Păi, mergi pe cealaltă variantă, cea care este privată. Deci, practic, acestea sunt cele două opțiuni. Free, care implică asta așa, dacă e publică, iar privată e pe bani. Aici e $7 pe lună. Asta e în cazul GitHub, dar există și alte medii similare. GitLab, care este free și partea publică și partea privată. Deci poți să intri și aici și să vezi mai multe despre acestea. Eu spuneam de GitHub pentru că este cel mai cunoscut. Ok? Mă întreabă Alex unde lucrez în momentul de față. Alex, în momentul de față nu lucrez, locul meu este YouTube, fac acest lucru cu pasiune, sunt antreprenor și îmi place să dezvolt și să creez lucruri. Dacă voi participa la DevCamp, tind să spun că da, voi participa la DevCamp, îmi doresc asta, nu am mai fost acolo și sper că anul acesta să fie prima șansă să particip, iar îmi doresc eu, fie anul acesta, fie anul viitor, să și vorbesc la DevCamp. Asta este unul dintre obiectivele mele. Ok? Super, super. Îmi spune, sper să ne vedem acolo, să ne pregătim împreună să ne pregătim intensiv pentru partea aceea de securitate și hacking. Dani mă întreabă când vin prin Brașov. Aș fi avut ocazia să vin marți în Brașov, dar s-au schimbat lucrurile și voi susține o prezentare aici la Timișoara, după care voi fugi a doua zi la Arad. Este o întrebare bună, nu știu când o să fiu în Brașov. În schimb, vreau să vă anunț și să-mi spuneți ce părere aveți. Dacă sunteți în București sau în zona Bucureștiului, eu o să fiu în București undeva în data de 22-23 martie. Și dacă doriți, ne putem vedea acolo, putem organiza ceva ad hoc, mergem undeva, mergem la un suc, la o plată, la o bere și stăm acolo mai mult și discutăm. Mi-ar face plăcere. Dacă da, scrieți aici mai jos în comentarii dacă sunteți în București sau din zonă și doriți să ne vedem, chiar mi-ar face plăcere și poate o punem de o întâlnire undeva în data de 23-22 martie. Ar fi super, chiar m-am încântat. Mihai mă întreabă ce facultate am făcut și ce facultăți recomand. Facultatea pe care am făcut și pe care o recomand este cea de automatică și calculatoare și mai exact cea de la București din cadrul Politehnicii. Indiferent că vorbim de Politehnica București, că vorbim de Iași, că vorbim de Timișoara, că vorbim de Cluj, dacă dorești să te dezvolți tu ca om, ca mentalitate, ca caracter, îți recomand facultatea de automatică și calculatoare, indiferent din cadrul cărei Politehnici. Am spus Politehnici, da. Dacă dorești să faci IT și sau te duci la facultate doar pentru una, două materii, eu cred că ar fi bine să te mai gândești, să-ți mai pui câteva semne de întrebare, pentru că nu are sens, din nou repet, nu are sens să stai o perioadă de timp, nu știu, 3-4 ani, doar pentru 2-3 materii.
În opinia mea nu are sens. Dar facultatea te poate pune în contexte diferite și te poate ajuta foarte mult. Uite, un exemplu extraordinar. În weekendul trecut și chiar acum se desfășoară Innovation Labs, acum în Timișoara, Cluj, Sibiu și Iași, weekendul trecut s-a desfășurat la București. Acel eveniment este un eveniment în care tinerii, studenții vin și creează diferite software-uri pentru diferite companii sau pentru ei, astfel încât să dezvolte un startup. În acel context, crede-mă că te dezvolți foarte bine și acel eveniment, să spun așa, poate fi făcut doar cu ajutorul facultății, e făcut posibil datorită facultății și datorită oamenilor care se află în acel loc. Eu am participat la Innovation Lab și pot să spun că mi-a schimbat radical viața, mi-a schimbat modul de gândire, mi-a schimbat o grămadă de lucruri. Acolo am avut șansa să prezint în fața câteva sute de oameni, cred că au fost în jur de 200 de oameni și au fost câteva amintiri foarte interesante să spun o poveste. De exemplu, țin minte că am fost la un moment dat cu o idee și îmi doream foarte mult. Am studiat discursul respectiv, pentru că trebuia să țin un discurs timp de un minut, să spun acolo care este problema pe care am identificat-o, care este soluția, către ce oameni mă adresez și care este echipa mea. Și eram foarte entuziasmat, știam totul. Și în momentul în care m-am dus în față, am început să vorbesc. Și vorbeam, trebuia să vorbesc în engleză și 15 secunde mai târziu m-am oprit. Și am stat așa, exact cum stau acum. Eram cu microfonul așa și stăteam așa și mă uitam la oameni, ei se uitau la mine și nu mai știam ce vreau să spun. În mintea mea s-a derulat un film și înainte cu 10 secunde de încheiere am început și am spus ultimele 10 secunde. Deci a fost foarte amuzant momentul respectiv. A fost o experiență interesantă pentru mine. A fost un moment în care m-am simțit foarte rău și dezamăgitor. Am început să plâng. A fost dureros pentru mine pentru că mi-am dorit foarte mult și a fost o experiență interesantă până la urmă. Pentru că mi-aduc aminte de acel moment în care am început și acum, iată, sunt live și în curând vor fi tot mai multe persoane care se vor alătura acestei comunități. Sper să ajungem la peste 200, peste 300, peste 500 în care să fim live. Iar eu, ghișce, nu mă voi bloca cum m-am blocat atunci pe scenă. Iar acum, ușor, ușor vreau să ajung să organizez mai multe seminarii, să ne vedem, să discutăm. Aceste seminarii sunt gratuite, nu trebuie să plătiți nimic, pur și simplu vreau să ne cunoaștem și vreau să vă cunosc și să interacționăm cât mai mult. Asta îmi doresc, să dezvoltăm o comunitate frumoasă și să vă ajut cât mai mult posibil. Ok? Dan mă întreabă, salut Ramon, din experiența ta pe MacBook, aș putea face rețelistică și alte lucruri legate de sysadmin pe un macOS? Da, bineînțeles că poți să faci. Deci dacă aveți Mac-uri, puteți să faceți o grămadă de chestii. Eu, ăsta este un motiv pentru care mi-am luat Mac-ul, pentru că îmbină două lucruri. Îmbină partea de visual, fine, arată super, Mac-ul e foarte ok, foarte frumos, și partea de exact ce îmi trebuia, de linie de comandă. Eu într-o parte a timpului stau în Mac. La un moment dat când aveam Linux stăteam doar în terminal. La fel fac și mai nou cu Mac-ul, pentru că lucrez la diferite proiecte de ale mele pe partea de sysadmin, în care trebuie să-mi administrez serverul, trebuie să-mi administrez o grămadă de lucruri, trebuie să creez, trebuie să învăț, trebuie să experimentez lucruri noi în mod constant și atunci îți dai seama că mă folosesc foarte mult de linia de comandă. Deci în cazul ăsta îți recomand. Iar dacă vrei să faci orice altceva, nicio problemă, pur și simplu îți pui o mașină virtuală. Fie că e Windows, fie că este Linux. De exemplu, pentru scrierea acestei cărți am avut nevoie de un anumit program care funcționa doar pe Windows, eu eram pe Mac. Păi ce am făcut? Mi-am scris cartea pe Mac, după care am făcut trecerea de pe Mac în Windows, mi-am făcut acolo treburile în programul respectiv, apoi am revenit pe Mac, am încărcat ce mi-a trebuit și am reușit în final să termin această carte, care, după cum spuneam, o găsiți pe site-ul meu, link-ul îl aveți mai sus, sau dacă vă uitați de pe YouTube, îl aveți mai jos în descriere. Ok, opa, am greșit degetul. Ok. Mai aveam o întrebare. Există în România un site dedicat pentru securitate? Mă refer la anunțuri, convenții de securitate. Trebuie să cauți cu DefCam. Nu știu dacă au un blog acolo și dacă vorbesc în mod constant. Bineînțeles că există câteva site-uri. Mai există forumuri. Era un forum, în scap acum. Râsătă forum. La forumul ăsta. Intră acolo și vezi mai multe informații. Este un forum dedicat celor pasionați de securitate cibernetică.
Edgar mă întreabă, când o să scot o carte, un e-book care să le cuprindă pe toate? Bănuiesc că te referi și la rețele și la securitate, la toate. Nu știu dacă voi face asta, în schimb vreau să, ca peste, spun eu, 3 luni, vreau să scot o carte care va fi fizică, care sper eu să aibă undeva la peste 250 de pagini, numai despre securitate cibernetică. Da? Asta este un obiectiv al meu, să am această carte fizică, ar fi cool să fie librărie, trebuie să recunosc, sau un școl măcar, m-aș mândri maxim. Chiar la un moment dat vorbisem cu ceva pe Facebook și știu că a cumpărat câteva cărți de la mine doar pentru a le distribui în școală. A luat cărțile, le-a printat și le-a dat mai departe elevilor, ceea ce m-a inspirat și m-a făcut așa puțin să fiu touched. Și mi-a plăcut pentru că mă regăsesc în situația în care se află anumiți elevi, în foamea de informații, pentru că de multe ori avem acces la informații, dar informațiile acelea nu sunt neapărat cele mai potrivite în anumite momente. Și cu cât ne expunem mai repede informațiilor potrivite, cu atât o să progresăm și o să avansăm noi. Gândiți-vă în felul următor, cum este dacă începi la 14 ani, la 16 ani cu IT-ul sau dacă începi la 22 de ani? E o diferență acolo și ca să fii performer, ca să ai mare, mare succes, în primul rând, nu contează vârsta, important este să începi și să te dedici foarte mult. Da? Dar dacă începi la 14 ani, clar că vei avea un avantaj superior. De exemplu, sunt copii de 14, 15, 16 ani care în momentul de față știu să scrie de 100 de ori mai bine cod decât știu eu. Ceea ce este interesant. Eu am 23, iau 14 ani și scriu codul mult, mult, mult mai bine. Wow, atât pot să spun. Mă întreabă Ionuț în Iași când ajung. E o întrebare bună, sincer să fiu, nu știu, dar mi-ar plăcea ca anul ăsta să ajung. În Iași nu am fost niciodată, deci mi-ar plăcea să vizitez și acest oraș. Ok, în cazul în care, da, îmi spune Mihai, bună idee legat de București, să anunț în cazul în care organizezi ceva în București. Da, cred că voi anunța, deci practic ar fi, hai să spunem, în 12-13 zile în București, dacă doriți, scrieți-mi mai jos în comentarii să știu, poate ne adunăm 10 persoane, 15 persoane, ar fi fantastic. Stăm undeva la masă, povestim, eventual mâncăm ceva, bem ceva și să ne simțim bine, să ne cunoaștem. Da, asta mi-ar plăcea foarte mult. Alex mă întreabă ce aleg între Linux, Windows sau Mac. Depinde. Depinde pentru ce. Dacă aleg să scriu, să învăț, să do my daily task, Mac. Dacă aleg să fac parte de programare / nu știu, sysadmin, Linux. Windows. Următoarea întrebare. Ok. Place tricou de pe site-ul tău de vânzare cu Linux. Fă un tricou și cu Kali sau logo de la Kali. E frumos. Da, da, da. M-am gândit la chestia asta. Alex, voi face, cred că, un astfel de tricou despre Kali Linux sau despre orice altceva care conține partea aceasta de securitate. Mă întreabă Mihai, când vin în Vâlcea? Mihai, întrebare bună. Vreau să ajung mai întâi în orașele mari, gen, acum sunt în Timișoara, am organizat primul eveniment, am în plan să mai organizăm unul în aprilie, va fi unul mai special, pentru că voi avea un colaborator și un mentor și un prieten foarte bun, Adi Savu, nu știu dacă mă urmărește acum, dar cu el voi organiza evenimentul din Timișoara. Sper data aceasta să fim 100 de oameni. La evenimentul anterior din Timișoara am fost 55-60 de persoane, de data aceasta îmi doresc să fim 100. După care, anul ăsta îmi doresc în București neapărat să organizăm o întâlnire, un eveniment și îmi doresc să organizăm și în Cluj. De ce nu în Brașov? În cât mai multe locuri. Mi-a plăcea cel puțin un eveniment în fiecare lună. Și urmează și la Oradea. Am un prieten foarte bun acolo, Vlad, care m-a ajutat cu organizarea primului eveniment și îmi doresc să mă reîntorc acolo la Oradea. Deci dacă sunteți pe undeva prin zonă și ne putem vedea, ar fi absolut fantastic. Exact, spune Luci că vorbeam înainte de ce sistem de operare, Linux, Windows sau Mac. Zice Luci, Windows e pentru gaming. Foarte bună observație, mulțumesc. Adrian spune, am comandat cartea, abia aștept să ajungă cartea la mine. Sper să mă ajute, felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Bun. Dragilor,
Vă mulțumesc din nou că sunteți aici. Din nou, vă spun, tocmai am lăsat cartea de securitate cibernetică, introducere în securitate cibernetică și hacking, tot ce aveți nevoie ca să învățați cum funcționează securitatea, să faceți primii pași în acestea, să faceți primii pași în lumea securității și în lumea hackerilor, să spunem așa. O să învățați lucruri care țin de teorie, criptografie, VPN-uri, firewall-uri, cât și chestii care țin de Kali Linux, de scanări de rețele, de hacking în rețele și multe, multe altele. Cam pe când ne așteptăm la acel eveniment din Oradea? Este o întrebare bună. Cred că tot undeva la sfârșitul lunii aprilie sau în luna aprilie. După Paști, cel mai sigur să spun, după Paști va fi acel eveniment în Oradea. Da. Dragii mei, mă bucur foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc din nou. Dacă doriți să cumpărați cartea, link-ul îl găsiți mai sus în descriere. Vă mulțumesc că sunteți aici și da, conține câteva lucruri care țin de steganografie, dar foarte, foarte puțin am vorbit acolo. Mulțumesc din nou și ne vedem la următorul live. În fiecare sâmbătă, de la ora 7, vă aștept aici, vă invit aici. Sper că vă inspir, sper că vă place ceea ce fac, pentru că mie îmi place maxim, îmi doresc să ne întâlnim și să vă ajut pe cât mai mulți dintre voi să obțineți cariere mai bune, mai prospere, să vă creșteți veniturile și să fiți cât mai împliniți. Vă mulțumesc!